Cei care s-au născut în zodia racului vor avea în ziua de 15 aprilie motiv să nu fie foarte încântați de felul în care evoluează o secvență financiară. O cerere, o aprobare, un dosar, un proces, o întâlnire, o mediere, o rezoluție care trebuie să vină și întârzie și le dă planurile peste cap. S-ar putea însă ca multe dintre motivele financiare de dezordine în viața nativilor din rac să fie provocată de unul sau mai mulți prieteni, un grup. Ei au dat bani acelora, s-au implicat într-o chestiune care are și o conotație financiară, poate că un prieten nu se poartă corect, nu returnează banii împrumutați la timp. În fine, există un motiv de nemulțumire sau de dezordine și pe această direcție. Între 16 și 18 aprilie în Zori, sectorul conștiință, atașamente, cunoaștere, idealuri, e destul de bine aspectat. Cei născuți în zodia racului pot să aibă chiar idei bune, să fie inspirați, să fie sensibili, să fie intuitivi, să prindă din zbor o idee, să ia în calcul o propunere formulată destul de vag, dar ei să o detalieze, să o dezvolte și ea să aibă statutul deja al unui proiect care să conteze pentru cariera lor, pentru satisfacția profesională, pentru imagine, pentru renume. Nu intră în joc chestiunile bănești. Se pot apropia de o serie de teme importante pe care să le studieze, să le aprofundeze, pentru care nu au niciun fel de jenă interioară să se înhame, să învețe, așa cum se zice, ca în studenție, în regim de sesiune, adică de dimineață până seara și de seara până dimineața, făcând și sacrificii, tocmai pentru a ajunge cât mai repede la un fond de cunoaștere și de înțelegere cât mai bogat, în așa fel încât ei să treacă drept niște specialiști, nu niște amatori. Între 18 aprilie după ora 4 dimineața și 20 aprilie, sectorul carierei este pus la încercare de transitul lunii, care se va afla în ziua de 20 aprilie în postura de lună nouă în berbec. Este pentru a doua oară în această ipostază și, evident, în această casă. A răscolit și atunci, răscolește și acum, pune niște premise noi, introduce factori de criză, nu spun de derută, ci de criză, ca și cum cei născuți în zodia racului brusc și-ar dori și-ar propune să facă altceva cu viața lor, cu întreaga lor carieră. Nota generală este de stres, poate chiar și de îngrijorare. A doua conotație este cea de urgență, de iminență, de grabă, în care ei trebuie să lucreze, să acționeze, să se hotărască. E o presiune care se pune pe ei. Dacă au și funcții de conducere, atunci se complică și cu o a treia direcție, și anume nevoia de a face lucrurile altfel decât îi se cer, îi se impun, pe baza unor argumente, pe baza unor concluzii la care a ajuns și care nu coincid cu concluziile celorlalți superiori sau cu concluziile unei direcții comune. Cei născuți în zodia racului au suficiente argumente ca să susțină punctul de vedere și tocmai de aceea spuneam că asupra lor se pot exercita presiuni pe ideea că celor care le sunt încredințate niște prerogative de conducere nu sunt impresionați de statutul sau de argumentația nativului. Nu că ar nega-o, nu că ar ignora-o, nu că ar contesta-o, ci pur și simplu consideră că altele sunt motivele și interesele și că toate aceste argumente pot fi lăsate deoparte. Nu e loc de negociere și mă tem că cei născuți în zodia racului vor fi obligați până la urmă să cedeze, să lase de la ei. Depinde. Faptul că această lună nouă în berbec răscolește spiritele nu arată decât gradul de iritare și de contradicție în care se află, dar nu indică și un grad de cooperare. Totuși, oricât ar fi de supărați și de nemulțumiți, pe ei, pe viață, pe colaboratori, pe superiori, este bine să nu înrăutățească lucrurile. S-ar putea ca situația să se complice într-un chip neplăcut pentru ei, mai ales că deocamdată acolo este încă Jupiter. Încă e protector, încă e un mic benefic, încă mai ține cu ei la capitolul carieră. În luna mai și până atunci nu e mult, Jupiter va părăsi acest sector și vor rămâne fără ajutor, fără susținere, fără acest scut de apărare și vor rămâne doar cu Chiron, care nouă ne spune că e loc de lezare, de suferință, de nemulțumire, de neîmplinire, de probleme care țin de autoritate, imagine, renume și statut socioprofesional. Între 20 și 21 aprilie,
sectorul relațiilor de prietenie va fi bogat aspectat, vor fi numai puțin de 5 posturi astrale, Soare, Sensul Vieții, Lună, Mercur, Uranus, și asta pentru că Soarele va intra în ziua de 20 aprilie în zodia Taurului și va sta în segmentul relațiilor de prietenie până pe 21 mai. Pe fond va aduce destul de multă consolidare, stabilitate, proiecte comune, oameni pe care nativii se pot baza. Acum depinde. Una e să te bazezi pe un prieten că te duce cu mașina până la Ploiești, alta este să te bazezi pe el că la nevoie te poate împrumuta de o sumă de bani, alta este să te bazezi pe el în ideea că te va susține în mod public și evident și eficient când e vorba de un conflict, când e vorba de un proiect, când e vorba de relații sociale. Sunt grade diferite, greutăți diferite ale acestor ipostaze umane. Dar, pe fond, lucrurile ar trebui, cel puțin din perspectiva prezenței Soarelui, să funcționeze destul de echilibrat și de temperat. Capitolul comunicare cu prietenii, mai ales pe cale verbală, orală, este stagnantă, Mercur este într-o poziție staționară, se pregătește de retrogradare și atunci o serie de idei sau afirmații făcute de nativ pot să fie revizuite, retractate, reformulate sau chiar negate. În bună regulă, în perioada cât Mercur va fi în mișcare retrogradă și nu pentru că e un capriciu, ci pentru că la o a doua analiză mai atentă și mai detaliată, cei născuți în zodia racului vor constata că într-adevăr au greșit, au exagerat sau nu erau în cunoștință de cauză și n-au niciun fel de jenă să recunoască acest lucru, ceea ce este frumos și elegant din punctul lor de vedere. De mai multe zile, planeta Venus a intrat în zodia Gemenilor, tranzitează casa a 12-a bolii cronice, nu îmbolnăvește pe nimeni, e un factor de detașare, de suferință, de durere, dar este un factor foarte, foarte bun din punct de vedere astral pentru psihic. Dă dorință de uitare a lucrurilor neplăcute, de detașare, de cuplare la aspectele frumoase, agreabile ale vieții, ca un fel de terapie. Terapie prin activități plăcute. Fac numai ceea ce le convine, face bine trupului, minții, sufletului, spiritului. Poate fi vorba de lecturi, de activități de tipul hobby, loazir. Pot să facă o serie de proceduri care să le ușureze o stare organică sau o indisponibilitate interioară, fie ea și afectivă. Noroc, în unele cazuri, pentru unele persoane, la informații interesante, utile sau la momentul potrivit. Cineva le poate spune ceva, le poate atrage atenția asupra unui detaliu, pot să afle ceva ce își doreau ei de mult, au tot căutat, au făcut efort și n-au ajuns la niciun rezultat. Și acum acesta vine de-a dreptul așa, oferit, pus pe tavă. Asta e soarta, asta e viața, acum a fost să fie. Noroc și la informații obținute pe calea mărturisirilor și a indiscrețiilor, dar și pe calea intuiției. Ceva îi va face pe nativii din RAC să pună cap la cap fraze, cuvinte, atitudini, evenimente din trecut și toate acestea să capete o coerență, să dea explicația necesară, să se constituie în veriga lipsă dintr-o judecată, care era cam șchioapă până acum. Acum au și elementul lipsă și se lămuresc despre ce a fost vorba în trecut, în legătură cu o persoană sau chiar cu propria lor viață.